Șahistul de origine ucraineană Kiril Shevchenko a adus României medalia de argint la campionatul european din Serbia. Kiril e unul dintre cei mai tineri mari maestri din istorie. At first, I felt very differently, but actually, I felt a lot of support here and a lot of belief in me and a lot of support to Ukraine. So I cannot say that I chose something completely different. I know that Romania is very close brother land to Ukraine, so that's why. Yeah, I can call Romania like a second home. Kiril a câștigat campionatul european de șah pe echipe în 2021 alături de echipa Ucrainei, iar faptul că reprezintă acum România e șansa de care avea nevoie pentru a-și pregăti viitorul, un viitor în care speră că va reuși să-și revadă tatăl care e medic în Ucraina. Kiril nu și-a mai văzut tatăl de un an de zile. I just wish I will meet my father and hug him very tight, and I hope to be at that moment already very good professional chess player.